Să rămână, stimate domnice, am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Ediția din această seară a emisiunii Ziua Z este axată pe un subiect care interesează românii lucizi din perspectiva apartenenței statului nostru, cel care este în granițele actuale, nu în granițele istorice, la NATO. Pentru a vedea care este evaluarea evoluției posibile a Tratatului Nord-Atlantic până la summitul din 2017, am invitat pe unul dintre șefii statului major general care se află în rezervă, dar este o voce în națiunea noastră, un om care atunci când iau cuvântul, cei înțelepți ascultă și își dau seama că e nevoie de seniori iluminați în arena națională. Bine ați revenit la 6TV, domnule general Mircea Chelaru. Mulțumesc de invitație, bine vă regăsesc după o aproximativ îndelungată perioadă, dar bucuros că mă revăd cu cei care își rezervă, chiar în condițiile acestea de concurență sportivă, timpul de a se uita, nu doar de a se uita, ci de a și înțelege. Este adevărat paranteza dumneavoastră, însă deseori când v-am căutat pentru emisiuni, trebuie să spun telespectatorilor, erați plecat sau urma să plecați în țară. Așa sunteți e. Foarte dinamic, sunteți foarte căutat și invitat în cele mai interesante medii. Chiar recent ați fost la Academia Română și ați rostit un discurs care a impresionat asistență în rândul cărilea se aflau personalități române și străine. În același timp, stimați telespectatori, aveți la dispoziție, așa cum a inițiat benefic postul 6TV, un post privat, un SMS, este vorba de 1331, unde puteți răspunde prin da sau nu dacă sunteți de acord cu mărirea bugetului armatei. Armata Națională a României nu este un moft, este o instituție demnă care în perioade istorice anterioare, chiar și atunci când nu a primit finanțele necesare, și-a făcut datoria față de patrie. Iar patria noastră este una singură, este patria tuturor vorbitorilor limbii lui Mihai Eminescu. Avem acum pe ecran, domnule general, ediția de astăzi, pagina 1 a ziarului Daily Mail din Londra, care dă o știre pentru cititorii naivi, conform căruia Rusia vrea să sperie NATO printr-un tren care în 2018 va circula tot timpul prin Federația Rusă și va putea trage din orice loc cu rachete nucleare contra obiectivelor inamice. Federația Rusă la ora actuală profită de această sincopă, de această fereastră determinată de campanie electorală din Statele Unite și până la 20 ianuarie 2017, când noul președinte al SUA se va instala la Casa Albă, din punctul meu de vedere, se cam joacă cu Alianța Nord-Atlantică. Care este opinia dumneavoastră? Sunt foarte atent și prudent dintr-o formație cât se poate de sănătoasă a militarului care trebuie să analizeze fără să producă exhibiționisme doar de dragul de a emite ceva care să șocheze. Cu lucrurile astea nu se joacă. Nu e de jucat. Ziarul pe care dumneavoastră l-ați inventat, Spitzel's Launcher, to terrify NATO. Suntem într-o perioadă de reașezare nu atât a relațiilor cât a atitudinilor. Dacă ați observat pe timpul campaniei prezidențiale din Statele Unite, lumea a fost divizată în două. Cum îmi place mie să le spun. Trumpiștii și clintoniștii. Clintonienii. Că tot se apropie denominațiunea de ceea ce vedem pe la Hollywood-urile lor. Lumea care trăiește doar dintr-o permanentă ingurgitare a siguranței, a stabilității și o lume pe de o parte sătulă de un establishment nu numai în America, de un establishment încrasat, incapabil să renoveze societatea,
incapabil să o regenereze din interior, având în față doar motivația ale eșecurilor venite din cu totul altă parte. Mai lipsesc extraterestri, alienii. Vă arăt eu niște extraterestri acum câteva secunde, domnule general, și apoi continuați. Vedeți în ecranul din dreapta o conferință de presă filmată a președintelui Vladimir Putin. Vă spun esența, vedeți pe ecran, da, în limba engleză, stimați telespectatori, ce se întâmplă. Deci un realizator de televiziune care e pro-Putin cunoscut îi spune că se simte sufocat de înconjurarea NATO și că se simte în pericol. Și Putin spune, chiar vă este frică? Nu ne este frică de NATO, spune Putin. Vă rog să continuați, da, domnule general. Da. Chiar acolo și ajungeam. Să știți că o asemenea atitudine decapacitează conspiraționiștii și cei care vor să aducă mereu bau-bau la ușa noastră. Revenind, lumea la ora actuală se repoziționează pe atitudini. Până când vor pipăi bine care este noua ordine a câmpului de forțe între cele două mari puteri. Unii se îmbată cu apă rece, vezi, doamne, Rusia nu e chiar atât de mare putere. Dom'le, deținătorul armei nucleare și mai ales celui care, fiind în dezavantaj, nu își poate oferi sub nicio formă riscul pierderii inițiativei strategice, te aștepți la orice. Am mai spus-o. Federația Rusă și leadership-ul politico-militar nu funcționează normal ca și logica vest-europeană. Logica euroasiatică, pentru că modelul logosului, a gândirii în limba rusă, este cu totul alt. În timp ce în limbile vestice se folosește o limbă anticipativă, cu o proiecție după care se pronunță cuvântul, care ia forma verbului, a vocalizei vorbei, el întâi produce cuvintele, după care dezvoltă raționamentul. Așa este structurată fiziologic această specie. Noi românii suntem între, dar asta poate face obiectul unei analize a profilului psihologic al liderilor, ca să poți să înțelegi cum să-ți adaptezi strategiile, soluții de abordare în negociere, dar nu într-o negociere să câștig ce mai pot, într-o negociere în care să-i impun ce vreau. Asta este frumusețea și asta este mesajul pe care îl dau celor care obișnuiesc să vorbească în numele națiunii române, dar ei nu reprezintă decât un scăunel dintr-o instituție. Îmi place afirmația asta. Reprezintă doar un scăunel. Atât. Antologică. În momentul în care ați auzit că Rusia înspăimântă NATO, că a pus platforme pe, sau a pus vector nuclear pe platforme de cale ferată și produc manevrele de adâncime sau de rocadă pentru a putea schimba țintele într-un timp foarte rapid. Cele două sunt trei vectori de lovire sau trei formule. Sunt din silozurile fixe, marile rachete transcontinentale de mare rază. Sunt rachetele strategice care bat până la aproximativ 5 la 7 mii de kilometri. Deci dacă pleacă din Donbas, se oprește la Londra sau pe capul Islandei. Și sunt rachetele operative și tactice care lovesc pe adâncimile de dislocare, de desfășurare a forțelor sau sistemelor de arme dislocate și identificate ca fiind dinamice. Ori acestea sunt schimbătoare și fiind schimbătoare trebuie să produci și relocalizarea materialului. Și atunci Rusia a făcut această rețea de căi ferate. Asta vă spun cu certitudine, că existau căi ferate care merg numai prin păduri, se folosesc numai pentru armată, nu circulă niciodată trenurile, se întrețin numai pentru a fi utilizate o singură dată. Sunt acele căi ferate de aproximativ 4.000 de kilometri care vin dinspre Ural și pătrundeau înspre... Și nu sunt păduri privatizate sau tăiate, nu, nu, pentru a fi vândute unor terți? Luați exemplu Basarabii sau Moldovei.
pentru mine ca și subiect de drept internațional, se numește Republica Moldova, ca român, am spus-o dintotdeauna, este Basarabia. Vă întrerup, întrerup un pic ca să fac o confesiune, stimați telespectatori. Poate nu știți și e bine să spun acum. Când domnul Jean Chelaru a fost numit la comanda Marii Unități din Iași, un șef al statului major general mi-a spus clar, a fost numit acolo pentru că este singurul care se va lua de piept cu rușii. Foarte frumoasă această afirmație, ca o medalie oratorică pentru dumneavoastră. Da, este, a fost o, mai mult o parabolă, pentru că a te lua de piept cu rușii nu înseamnă neapărat să-și te bați, ci să abordezi principiile și a găsi soluțiile prin care să-ți câștigi un singur lucru. În bătălia cu cel foarte tare, cea mai puternică armă pe care poți să o ai este să-i câștigi respectul. Atât timp cât te respectă, oricât de mic ai fi, nu devii vulnerabil. Oricât de mare ai fi, ca volum, nu mă refer ca și substanță, sau orice mijloace ai avea, dar dacă ești disprețuit, în primul rând, nu ai acces la comunicare, nu ți-a în calcul doleanțele și te tratează impersonal. Nu vi se pare că suntem în situația asta? Da, o să revenim. Nu vreau să fac interogare. Un moment, că avem pe ecran imaginea pe care de regulă o văd telespectatorii, da, telespectatorii din Moscova la parada de 9 mai. La noi vine parada de 1 decembrie. Din păcate, în ultimii ani, soluția a fost cât mai puțin militar, cât mai puțină tehnică de luptă, să nu zboare avioanele, că este vreme rea, mai vin politicienii care stau acolo zgribuliți de frig. Eu tânjesc după o paradă militară de România, de România, să simtă și necesitatea de a pune tricolorul la geam și lacrima pentru bunicii și străbunicii noștri care au luptat pentru acest neam. O să revin asupra acestei probleme. Am foarte multe, dar esențiale, nu observații, ci adăugiri conotative. Revenind cu ceea ce mi-a spus legat de întreținerea stării de angoasă. Sunt mii și zeci de mii de concerne aparținând complexului militar-industrial care la rândul lor sunt apendice ale supranaționalilor frumos botezate, că Nike-ul făcea tenis cândva, nu? Adidas. Ei vând tenis și cum vindeam noi cu mașinile de cusut cu gir. În spate sunt interese uriașe și banii în lumea asta, cei mai mulți, se fac în ordine. Rețineți, în ordine. Farmaceutică, armament, droguri și trafic de carne vie. Apropo, toate, în opinia mea, și nu numai a mea, stau sub însemnul ieșirii de sub controlul suveranității economice a statelor. Ele aparțin unei rețele underground, substatale, care este mână-n mână numai și numai cu crima organizată. Când spui, în limba română, când spui crimă organizată, toată lumea își proiectează o crimă, un gest de a ucide pe cineva. Crime înseamnă încălcarea legii în limba engleză. Și la asta se referă. Organized crime. Eu am o glumă. Suntem atât de bine păziți de așa ceva, pentru că în România nici crima organizată nu este organizată. Ea este total dezorganizată. Deci din punctul ăsta de vedere... ironie, da. Deci din punctul ăsta de vedere stăm bine. Revenind. Întreținerea stării de angoasă și insuflarea populațiilor lumii. Atenție, vorbesc populațiilor. Pentru că popoarele și națiunile sunt protejate de guvernele lor și întrețin starea de conștiință națională. Populațiile sunt dezorientate și sunt consumatoare de drogul zilnic numit dezinformarea media și de tainul zilnic numit mai nou stipendia întreținerii sociale. Deci, din punctul ăsta de vedere, întreținerea angoasei și spectrul războiului folosește celor care, vorba
latinului cui prodest, folosesc celora care își pot pune în mișcare comercială produsele. Arme, teroare, droguri și mișcare, apropo de mișcarea și producția de carne vie sau de forță de muncă. Ce este migrația necontrolată? Unii spun acum că migrația de necesitate. Un nou termen inventat. Indiferent care e natura valului migraționist, că este legală, ilegală, că este ca urmare a unei calamități sau a unei calamități sociale precum războiul, ea are în spate iarăși o explicație a întreținerii a acestei industrii globale a ostilității, conflictualității și a amenințării cu război. Apropo, o mică, paranteză și continuați dumneavoastră. Președintele Estoniei, care este o femeie, este prima femeie președinte a Estoniei de la declararea independenței în 1918 și care este în vârstă de 49 de ani și a preluat mandatul în octombrie 2016, a spus în ultimele 48 de ore așa: nu ne temem nici de migranți, nici de ruși. Dumneavoastră ați vorbit de migranți și v-am dat acest citat. Da. Reținut, ți-a spus distinsa noastră președintă. E noastră în sensul că... Că e parte din NATO. Face parte din aceeași lume străveche a populațiilor ariene migrate din Carpați. Am citat din concluzia Academiei Federației Ruse din martie 2015, care au constatat în urma analizei ADN-urilor și a succesiunii apariției populației pe spațiul acesta, că ei provin din această zonă. Și de aceea spun ai noștri. Ne deosebesc doar ideologiile și apucăturile. În rest, ar fi păcat să nu recunoaștem că toți dintr-o mumă ne tragem în același pământ și că ar trebui să ne întoarcem atent la ce? La marii făcători de pace. Apropo, în atiteză cu ce am spus înainte. Reau ideea. Știți ce se întâmplă cu populațiile care, sub spectrul spaimei a celor ce v-am spus acum, caută soluții? Se supun. Supunerea. Sau numai un moment, să vedem o imagine, domnule general, ca în Armata Federației Ruse se sacrifică. Iată o imagine de la un concurs sau unor unități de elite din Armata Federației Ruse. Imaginile militarilor ruși sunt omniprezente pe marile ecrane de la Moscova. Armata română este total absentă pe ecranele televiziunilor din România. Dar știți de ce? Începând cu 2015, după ce v-am spus eu legat de Academia Federației Ruse înființată în 1724 pe baza proiectului și a testamentului științific al lui Dimitrie Cantemir de către Petru cel Mare la San Petersburg. În urma acelei declarații a ieșit o lege. Legea de eroicizare a istoriei Rusiei. Eroicizarea are două criterii. Cea a învățării devenirii și a mândriei devenirii și cea a apărării valorilor cu orice preț. Este lege. Încercați să o dați aici la noi. Să vedeți cum politically correctness și cei care doresc să fim un fel de produs dintr-un melting pot, în limba română, un fel de mojar unde se amestecă toate, suntem un fel de amestecături din toate și a câte toate și să ne vedem de treaba noastră, să nu cumva să tușăm contururile cu detalii existenței noastre profunde. Aici trebuie lucrat la răspunsul, la găsirea unui mare răspuns pe care națiunea română, poporul român, și cei care ne-au condus, nu le spun lideri, cei care ne-au condus, ținătorii de scăunele, nu au răspuns la marea întrebare. Ce fel de cetate creăm și ce om punem în această cetate pentru a fi cetățean? Nu pentru a fi locuitor. Cetățile aveau cetățenii,
Împrejurul lor erau cei care se supuneau legilor cetății și erau apărați de cetate. O să revenim, pentru că ține de starea de pace, ține de starea de război. De ce trebuie să înțelege Alianța Nord-Atlantică, virgulă, ca fiind o necesitate, ca fiind o probă, ca fiind la ora actuală sistemică, sau este doar deja descompusă în rutine diferite, cu opțiuni diferite? S-a transformat ea între timp dintr-un instrument strict militar, într-unul politico-militar, sau a devenit chiar mai mult decât un instrument și o portavoce politică? Mi-am pus întrebările acestea, avem răspunsuri, le studiem în cadrul grupului nostru, a grupului de reflecție, analiză și inițiative, GRAI, știți foarte bine, și avem răspunsurile nu condescendente, nu doar competente, ci aplicabile. Un răspuns fără o soluție aplicabilă, care să producă efecte benefice națiunii, este vânare de vânt, pierdem timp. M-am săturat de talk show-uri, noi spunem tocăreală. Suntem într-un moment de limită în care, țineți minte, și e vorba de cei care conduc armata română. 1000 de vorbe nu fac cât o faptă. Nu intențiile bune sunt consemnate în istorie, ci faptele, chiar cât de proaste sunt. Este vorba faptelor, cum spunea domnul Iohannes, a lucrului bine făcut. Nu, domnul Iohannes a luat ideea lui Kotabiski. Un lucru bine făcut. Trebuie să învățăm ca lucru bine făcut să însemne dus până la capăt cu efect pozitiv pentru națiune. Orice lege, cum spunea Eminescu, care nu se pliază pe nevoia și spiritul național, este una impusă, suprapusă și se lipește bietului popor ca nuca de perete. Am să vă arăt și eu o imagine care nu o impun, ci doar o arăt telespectatorilor și dumneavoastră ca temă de reflexie. E vorba de parașutiști militari din Federația Rusă. Conform unui diplomat rus acreditat la București, în subordinea directă a președintelui Vladimir Putin se află 40.000 de parașutiști. Dacă ei ar fi folosiți, ar putea ocupa Estonia, de care am amintit anterior, într-o perioadă de 36 la 60 de ore. Da. Iar forțele NATO, forța de intervenție rapidă, nu ar putea interveni, dacă toți vor fi de acord, toți aliații, mai devreme de 48 de ore. Iată de ce e NATO necesar. Să reluăm ideea aceasta, dacă cumva mi-mi scapă, vă spun așa, într-un sistem colocvial, e foarte important, pentru că eu am făcut o declarație, o analiză, chiar într-una din sălile Parlamentului, la o întrunire a Forumului Rezerviștilor, și am descris, după o muncă de aproximativ 4 ani față de starea actuală a armate române, cu cele 7 resurse, simularea și consecința unui eventual atac paradoxal. Pentru că de-aia am spus că ei nu gândesc în termenii vestici, ei produc acțiunea imediat, spontan, ca urmare a unei hotărâri paradoxale, la care nimeni nu s-ar fi gândit, și își pregătesc dinainte câmpul diplomatic pentru ca cei cu care ei negociază acțiunea să o accepte ca fapt împlinit. Și de aia sunt foarte atent. Foarte atent cu acest lucru, pentru că România, din punctul de vedere, este într-un grav pericol. Este grav pericol. Armele sunt subversive la ora actuală. Nu mai este un atac masiv, nu mai va fi un atac pe fronturi, pe direcții, nu, ci pe obiective vitale, pe devolativizarea voinței de a riposta și pe cumpărarea, încă o dată vă spun, pe cumpărarea cu ghilimele de rugare via indirectă, se numește tipul coliziunii Bruce Lee, adică dă comanda de la Moscova, trece, dau un exemplu, prin Oslo, ajunge la Atena, și de acolo vine ca și o chestiune benefică și o accepți. Și când acolo este tocmai, ce? Vârful, colțul otrăvit al viperii. Deci, din punctul de vedere, tehnologia de lucru, metoda și metodica de decapacitare a reacției de război a unei națiuni, este cu totul altceva. Eu mă uit că se lucrează în paradigmele vechi.
Nu s-a înțeles că de mult s-a ieșit din asta. Formatul mental al ducerii unei lupte la ora actuală are un avans față de ceea ce se practică la noi de peste 10-15 ani de zile. Suntem în urmă, pentru că nu știm să ieșim din rigiditatea, nu analizei, rigiditatea lucrului reflex. Reflexul este bun în acțiunile psihomotrice, într-un reflex al unei logici, algoritm care trebuie să-l faci zi de zi, dar în gândirea militară, ancrasarea în reflexia a unei gândiri stereotipe este moartea oricărei victorii. Ea nu există. Am reușit să izbândim la Mărești, Mărești și Otuz, ieșind sub orice, din orice privilegiu german a respectării regulilor vechi, atacând la baionetă, ceea ce nu s-a putut întâmpla până atunci în gândirea lor vreodată. A fost disperare, a fost curaj, a fost tactică. Rămâne să discutăm cu altă ocazie, că toți suntem sub semnul centenarului acestor războaie. E foarte important și mi-a spus că Putin spune la un moment dat, domnule, nu mă tem de NATO. Aici sunt două lucruri importante. Nu mă tem pentru că constat că această augmentare, această creștere a forțelor în spațiul imediat limitrof, cu toate că noi ne-am înțeles că niciodată nu se va întâmpla așa ceva în zona asta. S-a încălcat regula. S-a încălcat regula respectării tratatului neproliferării armelor nucleare. S-a încălcat tratatul armelor convenționale și a forțelor convenționale în Europa, semnat la Paris și completat la Istanbul, în anii, știm noi, până în 2000, până în 97. E bine, el spune așa, tot am strigat, v-am spus, ne temă. Uite că la această dată, după 20 și ceva de ani de tăcere, am ajuns la o potențială care nu ne mai teme. E bine, ce produce aici? Doi, un mare semn de întrebare, bă, de ce nu se mai teme asta? Către cine? Către alianță. Vă propun, domnule Genea, să continuăm exact cu acest subiect după pauza publicitară. Trebuie să... 5 secunde. Și al doilea, o mare încredere propriului său popor. Bă, dacă țarul a spus că nu ne temem, înseamnă că suntem tari, domnule. Despre țarul Putin continuăm discuția după pauza publicitară. Urmează calupul de imagini pe care 6 TV vi-l propune, spre atenție. Continuăm emisiunea Ziua Z, o ediție dedicată evoluției probabile a NATO până în anul 2017. Aveți la dispoziție și SMS-ul 1331, dacă doriți să răspundeți prin da sau nu. La firească întrebare, în această situație de criză internațională, de criză specifică la granița de est a NATO, deci dacă sunteți de acord cu mărirea bugetului apărării. Iată acum pe ecran o imagine care ține de omuleții verzi care au ocupat Crimeea care a determinat schimbarea relațiilor dintre NATO și Federația Rusă. Această imagine o folosesc pentru a constitui o ilustrare a ceea ce ați început să vorbiți despre țarul de la Kremlin. Am încercat și sunt convins că am reușit să induc corect ceea ce a gândit Putin atunci când a făcut afirmația. Și nu pentru că aș fi eu marele surprinzător de metacontact sau mă ajută faptul că am făcut studii de neurolingvistică. Am studiat atât de aprofundat viețile unor oameni care au schimbat lumea asta. De la naștere, de la comportament în joacă, de la ce anume a studiat când a fost mic, când se cocea creierul, vezi Napoleon, l-am studiat pe Patton, la fel, Patton fiind unul dintre marii comandanți din al doilea război mondial, un tankist extraordinar, care pur și simplu a debușat primul în Germania, l-am studiat pe Hitler
Și am avut marea surpriză să constat că cine a făcut studiul de viața lui Hitler îi găsește rădăcini undeva prin cimitirul evreiesc de pe Giurgiului. Ultima piatră stelară la 1863, acel care a fost tatăl mamei croitoreasă și spălătoreasă, se numea Adolf Hitler. Și o găsiți acolo. Și am înțeles de ce Hitler a avut această viziune criminală după ce a pus mâna pe lancia lui Mercutius. Ce a însemnat Tula pentru el. L-am studiat pe Stalin să văd de unde a venit simbolistica lui a crimei. Este cel avec, este problem. Niet cel avec, niet problem. În limba română, este omul, are, face probleme. Nu mai e, nu mai avem problemă. Și așa a făcut cu popoarele. Apoi, numai puțin maleficul Lenin. Și am luat și am studiat pe Putin. Oameni buni. Vă întrerup un pic că pe timpul explicațiilor pe care le va continua domnul Gian Chelaru, o să aveți în fereastra din dreapta dumneavoastră, spectatori, imagini furnizate de Pentagon în ultimele 48 de ore, care arată că, dincolo de procesul de tranziție spre noua administrație, forțele armate americane se antrenează intens pentru acțiuni pe timp de zi și pe timp de noapte, ca un semnal pentru cei care sunt amatori de lucruri imprevizibile. Vă rog să continuați, domnul Gian. Și ce constat la Putin? Putin are un sistem de gândire regresiv. El evoluează în câmpul ideilor, după care așteaptă așezarea pozițiilor. Și după aceea reia critic și se ajustează concret pe noua situație. Nu este un om care să rămână mereu în același loc. Nu-l ai de unde prinde. Pentru că el mereu vine de pe alt element. De aceea aș fi făcut afirmația asta. Modelul de gândire paradoxal al lui Putin este prin a intra în substitut de rol. Putin emite de la Moscova ceea ce ar emite dacă ar sta la Washington. Surprinzătoare afirmație. Pe ce vă bazați? Vorba personajului Ștefan din romanul Deliru de Pentru Marin că are același discurs ca și Washingtonul, întors pe dos în clepsidă, dar de pe perspectiva Moscovei. Deci el înțelege interesul american, înțelege interesul lui, le acomodează și să știți o chestiune. Nu cred că se înțeleg mai bine persoane în lumea asta decât cei de la vârful celor două mari puteri. Dar nu cumva Trump va fi mai imprevizibil decât Putin? Trump are două șanse. Fie să reușească cu zdruncinarea sistemului și de acolo să producă două, trei ieșiri de novatoare, fie să fie captat înapoi de către sistem și dacă nu achiesează, așa cum spunea cineva într-un discurs chiar la Washington, să nu-l recicleze pe John Fitzgerald Kennedy. Dar apropo, pentru că urmăriți procesul de la Washington și avem ecran imagini cu armata americană, vreau să-mi spuneți poziția noastră. Există în România voci care cred că poate fi o răsturnare a votului electorilor și să se reîntoarcă Clinton ca victorioasă și Trump să piardă electorii necesari pentru a fi proclamat președinte al SUA. Nu. În cazul acesta am vedea cea mai zdruncinată și bulversată America, pentru că acolo establishmentul de state e una și America profundă este alta. Ori America profundă nu aparține administrației americane. Și când America profundă a ales nu nonconformismul Trump, ci și-a ales exact rezonanța vocii interioare. Pentru că Trump, eu îl suspectez că jumătate din discurs nu crede în el. A preluat așteptările acestei națiuni imense și se vedeți că l-au votat și bogații, și săracii, și negri, și albi, în marea lor majoritate, din America profundă, nu America metropolelor, nu America opulențelor. Și atunci este mare risc a unei divizări. Unii mai alarmiști chiar întind coarda până a spune că poate să intre într-un război civil de secesiune
ei au expertiza asta, sudul este total împotriva nordului, precum vestul Americii este aproape străină coastei new-yorkeze. Da, dar Barack Obama a zis, aveți răbdare și o să-l vedeți pe Trump ce face. Așa spunem și noi. Este și firesc. Este singura formulă. Răbdarea înseamnă câștigarea timpului și reașezarea și împăcarea cu sine. Pentru că în situația conflictelor psihologice majore ale societăților mari, singurul remediu este timpul și uitarea. Nu altceva. Zgândărirea înseamnă infuzie de flacără. Flacără exact în stradă. Ce a zis că se încearcă. Dar haideți să revenim la noi, să-i lăsăm puțin pe cei doi mari, pentru că efectele lor mă interesează și am nevoie să mă ajustez față de aceste efecte. Sunt o țară încă unitară. Spun încă pentru că bat clopotele în dungă, am o mormântare de către unii și culmea nu sunt atât etnicii de altă factură, cât proprii noștri consângeni, ca să nu spun conațional, consângeni, care nu-și mai găsesc loc într-un stat național unitar. Dacă aș continua pe această idee, ați vedea cum mi se încleștează maxilarul și mi se produce deja vocaliza ordinului de luptă. De aceea atenționez. Ei bine, suntem într-o țară care nu are potențial de autoapărare. Potențialul nostru de autoapărare este atât de nesemnificativ la ora actuală, încât nu contăm. Suntem ca o debara, unde s-au deversat toate tipurile de armamente de mâna a doua, de mâna a treia, unde începând cu anii 90 s-a deversat tot second hand-ul din vest, de la mașini, îmbrăcăminte, chiloței, păpuși și alte prostioare, care a fost dezbrăcată de identitatea propriului produs, de-abia acum începem să ne ridicăm made în România, fabricat în România, și mă bucur că scrie așa, fabricat în România, că revenim la tot ceea ce a însemnat stabilitate, continuitate și a însemnat, încă o dată vă spun, inteligența noastră mocnită, pe care Iorga a numit-o în 1919 într-un discurs în Parlament, și retenia valahă. Cineva spunea cu mult mai peorativ, un bulgar de treabă aceasta, a spus și retenia valahă. Noi această inteligență șireată, subtilă, rafinată, am folosit-o pentru a ține Imperiul Habsburg deoparte, pentru a ține țarismul deoparte, pentru a negocia în stipendii și capitulații cu Imperiul Otoman, supraviețuit ca neam și țări. Când Malus Dahus, valahul cel rău, Mihai Voievod Viteazul, fiei somnul întotdeauna ridicat în ceruri, a făcut rotundul vechii dacii, de aceea îi spuneau barzii, cu ghilimele de rigoare, de la Viena, Malus Dacus, Dacu cel îndărătnic. Ei bine, am constatat toți că avem același steag, aceeași limbă, același port, aceeași credință, aceleași datini, același cântec, același joc. Și atunci, măi, de ce să fim noi împrăștiați și să nu fim la un loc? Mihai Voievod Viteazul ne-a dus la un loc. România Mare, după războiul de acum 100 de ani, a făcut pentru o clipă astrală să fim și împreună. Noi românii suntem la un loc, dar nu știm să fim împreună. Dihonie, zezanie, îl mai deștept decât celălalt. Faptul că suntem în Organizația Atlanticului de Nord, ca organizație politico-militară, pentru că nu poți să faci diplomație numai strict militară, se face o diplomație profesională, diplomație politică, iar instrumentul militar clausewitzian, instrumentul care poate să impună politica cu alte mijloace, este din ce în ce mai mult, și devenim pe la parade, e mai mult un argument
și nu un instrument. Este foarte important la ce analiza mai ajuns. NATO este un argument și nu un instrument. Asta începe să înțeleagă și Moscova. Argumentul că dacă de aici încolo se va produce o agresiune, își asumă consecințele riscante ale replicii. Nu se mai joacă nimeni cu constatarea de facto a situației. Omuleții verzi sunt tocmai noua formă disimulată de ducere a acțiunilor non-convenționale care pot avea loc unde. Să știți că aia nu vin așa pe cărări știute, pe străzi, cu mașini și vezi, au trasee, poți identifici. Nu. Se produce în perioada de aproximativ 60 de zile inseminarea statului țintă. Inseminarea însemnând introducerea acestora în 4 la 5 etape cu asigurarea logisticii complete și la comandă apariția lor în toate punctele vitale. Or, lucrul acesta înseamnă paralizia oricărei forme de reacție, pentru că ei, în punctele vitale, îți blochează tocmai ce? Punerea în operă a planului propriu. Așa s-a întâmplat în Crimea și o mică paranteză, domnul Jean, și apoi vă ascultăm. Am studiat foarte bine. De aceea... O mică paranteză. Astăzi, secretarul general al NATO, Stoltenberg, a vorbit la Universitatea Britanică Oxford. O să avem mai târziu imagini cu primirea secretarului general NATO de către premierul britanic și a spus asistenței. Relațiile dintre NATO și Rusia au fost amiabile până la momentul Crimeea. După Crimeea, relația dintre NATO și Federația Rusă s-a schimbat semnificativ. E o declarație. În calitatea pe care am avut-o și mi-asum cu gravitate și toată răspunderea ce se spun, NATO și Statele Unite, Pentagonul, dacă mă voi consulta cu organele de specialitate ale statului, dacă va fi cazul, vă voi pune la dispoziție și dăm românilor exact analiza făcută de România, prin care a atenționat și Pentagonul și Bruxelles la Mons, faptul că, începând cu 2012, Rusia va ocupa Crimeea și estul Ucrainei. Avem documente. E o afirmație uluitoare. Avem documentul. Au fost discutate și de aceea s-a prelungit briefingul de la 40 de minute la 4 ore și jumătate. Asta am discutat-o cu generalul Clark și cu Ralston. Le-am pus, le-am oferit CD-urile cu analiza noastră pe spațiul de interes strategic și le-am spus, rețineți că urmează să se întâmple să producă cele trei capete de pod pentru cele trei direcții de lovitură a Europei, nord, centru și sud. Avem Kaliningradul, nu vor renunța la Transnistria și o va transforma în cap de pod și va fi preluată Crimeea. Apropo, 26 septembrie 2000. Apropo, o întrebare legată de afirmația dumneavoastră. Sunt voci autorizate care nu se exprimă încă public, dar care consideră că următoarea mișcare relativ surprinzătoare a președintului Vladimir Putin va fi dislocarea de rachete Iskander în Transnistria și recunoașterea Transnistriei ca parte a Federației Ruse. Confirm. Confirm. În acest caz, președintele ales... Rețineți că prima vizită pe care o face domnul Dodon va fi la Moscova. Nu de Dodon mă plâng eu acum, ci de întregul arsenal încă o dată, inseminat în Republica Moldova un pic timp de 20 de ani, față de care statul român a fost un asistent nesăbuit și neputincios. Imediat o să continuați. Avem pe ecran imagini de la primirea ieri la Downing Street 10, adică strada Downing numărul 10. Unde la reședința primului ministru. Reședința premierului Margaret Thatcher. Știți de ce sunt interesante aceste imagini, stimați telespectatori? M-aș bucura dacă secretarul general NATO anul viitor va poposi la președintele României și va spune, cum i-a spus doamnei Thatcher, felicitări pentru faptul că sunteți un lider și un exemplu pentru mărirea bugetului apărării în aceste condiții internaționale în care Rusia are o atitudine cunoscută. Secretarul general NATO
reprezintă o sumă de, o instituție cu un număr mare de subrutine belicoase. El nu poate să aibă decât un discurs pro-armare. Nu în armare, pro-armare. De aceea eu nu sunt atât de atent la ce spune el, cât ceea ce emit finanțatorii. Finanțatorii NATO sunt Statele Unite, Germania și mai nou Anglia și cu Franța, care a preluat din buget. Până în 1900, până în anul 2007, 40% din stipendia NATO era a Statelor Unite, 40% a Germaniei, 10% a Angliei și restul sub unitarele celelalte 24 de state, celelalte 22 de state. Păi tonul la muzică și decizia cine o dă? Cel care plătește. Comanda era dată la americani, iar stat majoria, cei care produc deciziile, au fost date, a fost dată germanilor în marea lor majoritate. E o problemă foarte importantă de a înțelege natura deciziilor și a discursurilor de aici. Ca să pot să accept și să spun da cu credință, doresc să intru în această alianță, am vrut să știu și eu în ce loc, ce pat mi se dă din marele anfiteatru sau ce loc mi se oferă mie acolo, nu cumva să fiu doar îngrijitorul de la debara. Din păcate acolo am ajuns. Nu România ca stat contează pentru NATO la ora actuală și cei care vin și discută cu noi o fac de complezență, ci România ca poziționare strategică, geostrategică, nu politică, ci locația, pentru că România este în centrul teatrului de operații european. De pe vârful Omu, sau dacă vreți, de la Cogălnicianu, ai 2000 de kilometri până la Paris, 2000 de kilometri până la Stockholm, 2000 de kilometri până la Rom, până la Moscova, ai 2000 de kilometri până la Bagdad și este exact aceasta omnea sensul supraveghere. Controlul spațiilor centrale. Culisarea spațiilor centrale prin împingere către spațiile vizate a însemnat mutarea acestui centru din Germania, centrul Europei, către estul Europei, făcând cupla dublă, România-Polonia. Asta este explicația. Ca să nu mai amăgim noi că ce bun suntem, că vin ăștia și ne mângăie pe cap, că sunt cei mai mari luptători. Nu, suntem administratorii unui spațiu geostrategic necesar la ora actuală americanilor, pentru că ei aduc personal în numele Statelor Unite. De ce spune Friedman? America e prezentă acolo, nu NATO. Discursul de la Chicago Council de acum două săptămâni. După care acel consiliu din Chicago l-a vizitat pe secretarul general NATO la Bruxelles. Exact cu aceeași temă. Deci noi când venim în fața dumneavoastră, dragi telespectatori, jertfim mult din timpul nostru pentru a face o rețea, o hartă a momentului, a interpretării prin natura cunoștințelor noastre anterioare, a procesării lor din perspectiva tendințelor și așteptărilor. Iată de ce România la ora actuală, intrând într-un sistem de relații politico-militare, îi se oferă garanția apărării unui spațiu de interes geostrategic al lor. Nu există în politică, dar mai ales în război, filantropie. Nu se îngrămădesc nici norvegieni, nici danezii, nici olandezii să tăbărească aici pe noi, să ne apere pe noi românii, că suntem noi coborători din DCN-ul. Vedeți, vă de treabă. Pacea și liniștea lor se menține cu cât mai departe este tamponul de conflict. Pentru că ați pomenit de norvegieni și finlandezi, 10 secunde, astăzi am primit prin Twitter o informație că pe teritoriul Finlandei, artileriști norvegieni din regimentul nou artilerie al Norvegiei au început exerciții bilaterale cu trageri comune. Iată că nordicii simt pericolul și strâng rândurile. Nu știu atât dacă... Dau un exemplu. Mă, să...
fiu decidentul de la Moscova. Ce interes aș avea eu să agresez tot Nordul la ora actuală? Când Putin spune clar, nu mă interesează niciun fel de expansiune, mă interesează doar consolidare. Dar înțeleg reacția nordicilor. Există o politică, vedeți ce se întâmplă acum cu toate ONG-urile din America, în care infuzează starea de pericol iminent al colapsării națiunii americane dacă este Trump acolo. Aceasta produce, așa zisa în teoria mulțimilor mari, aceasta contagiune a răului. Există, încă o dată vă spun, o anumită știință a răului. Această contagiune a răului, a întreținerii acelei reprezentări existențiale, cataclismice, face ca și grupurile de se spună, bă, dacă tot ăștia vorbesc de amare, de amare de vreme, că e posibil că ăsta se ne ia și pe noi, hai să ne apucăm o lecuță de pregătire. Și de aici ce înseamnă? Escaladarea. Contagiunea produce în spațiu deciziilor statale escaladarea în sensul că se poate ajunge la ceea ce nu s-a gândit. Adică sugerăm că se poate întâmpla asta și se produce acel lucru ca urmare a faptului că nu mai poți da înapoi. Escaladările controlate pentru atingerea obiectivelor planificate, a scenariilor, face parte dintr-o mare știință ascunsă nouă, știința decriptării scenariilor pe bază de fenomenologie și indici de stare. Sunt peste 430 de indici de stare care te se ai în cap și să poți face treaba asta. Fără computer nu poți. Din păcate s-a pierdut din școala românească această metodă de lucru și nu știu în ce măsură au timp guvernanții noștri să producă simulări și să scoată exact formula câștigătoare de nișă într-un scenariu de criză. Vreau și eu să vă prezint un scenariu 10 secunde și să continuați. Avem pe ecran, cu sprijinul colegilor, o imagine din ce ați văzut, imaginele video, întâlnire dintre secretarul general NATO și premierul britanic. Cu acest prilej, secretarul general al NATO i-a spus premierului britanic ce a spus și astăzi la Universitatea din Oxford. A vorbit personal cu Donald Trump și Donald Trump l-a asigurat că va milita pentru întărirea NATO. Da. Dar anterior, Trump a spus că NATO este o relicvă. Relicvă în campanie și acum e pentru întărire. Confirmați ce v-am spus. Trump, ușor, ușor, iese din discursul public, care însemna așteptarea electorului și intră în rigoarea sistemului. Trump va ceda ușor în multe privințe, nu în totalitate. Va avea puseurile sale de orgoliu și va mai tușa de când în când pentru credibilitate. Ați văzut ce a spus el în campanie? În următorii 2, 3 sau 4 ani de zile, și dacă e posibil chiar 8, deci el nici măcar n-a gândit că va fi un câștigător al celui de-al doilea mandat. A se reține. Cineva în spate, și știm cine e în spatele Partidului Republican, ce forță colosală vine din Texas, din Chicago, din Detroit, acolo sunt elementele dure a creierii politicii republicane. Am trăit acolo, am învățat acolo, am avut mentor dintre cei care, și nu este laudă, dar pe politică globală și politică conflictuală între cele două sisteme, profesoara mea a fost Condoleezza Rice. În diplomația superputerilor a fost Madeleine Albright. În diplomația de la 6 TV trecem la pauza publicitară și continuăm cu personajele respective în partea a treia emisiunii. Am spus mai puțin așa ca să vedeți, avem sursa de acolo și dacă nu cunoști exact cine și cum procesează decizia, discursul este cât se poate de fluctuant, fluid, surprinzător, captant, pentru că așa este omul. Omul este hrănit toată viața lui de două lucruri, de speranță și de teamă. Continuăm după pauza publicitară discuția interesantă cu domnul Jean Mircea Chelaru.
Continuăm emisiunea Ziua Z, o ediție în care avem șansa unui dialog aparte, special, cu domnul general Mircea Chelaru. Vă reamintim că tema emisiunii este perspectiva NATO până la summitul Alianței Nord-Atlantice din 2017. La SMS 1331 puteți răspunde la întrebarea dacă doriți să se mărească bugetul apărării. Mulțumesc telespectatorilor care deja au trimis răspuns la această întrebare. Echipa din regie îmi spune că majoritatea sunt pentru un da. Pentru o mărire, da, sunt corectat de producătoare, să nu mai răspunsuri afirmative la această întrebare. Vă mulțumesc și mă bucur. Domnule general, vedem pe hartă acum, pe ecran, o hartă. Este modul în care a evoluat NATO de la formula inițială la primirea noilor membri. Întâmplându-se astfel ceea ce Putin tot spune, că se apropie NATO de granițele Rusiei, că NATO este ofensiv, că NATO înconjoară Federația Rusă. Opinia dumneavoastră. Acțiunile sunt în oglindă. Nici nu trebuie să te aștepți ca Putin să spună altceva. Așa cum știți foarte bine, pentru a întreține două armate, sau pentru a întreține o armată, oricărei armatei trebuie să-i oferi un inamic. Cu 5.000 de ani în urmă, mai bine de 5.000 de ani, sunt se spunea clar. O armată, oricât de bine ai întreține-o, dacă nu îi se oferă perspectiva unui inamic și a unei lupte, se dezintegrează, devine leneșe, devine puturoasă, iar generalii se îngrașă. Închipuiți-vă dumneavoastră care ar fi argumentul ca să menții cele două forțe. Existența unui inamic, a unui pericol probabil, transformat în pericol iminent. Apar iminențele, se ridică tensiunea crizei, apar negocierile, argumentele, iar se estompează pe acest joc pulsatoriu, dus într-o limită controlată, încă o dată vă spun, de ambele părți, limita nu trebuie să exceadă trecerea, pasajul către o conflagrație directă. Și de aceea se produc în ambele cazuri, acele depresurizări de criză prin deversarea crizelor. Dacă acum a fost o criză groaznică cu Ucraina, toată lumea era cu ochii, dintr-o dată a apărut ISIS-ul. Statul Islamic. Daesh-ul, statul Islamic. Mai înainte, când lucrurile erau conturate grav pe axa răului, Coreea de Nord, Iranul, vezi Rusia, triunghiul morții, axa răului, a apărut o criză înfiorătoare a lumii, primăvara arabă. Și totul s-a dus acolo, s-a uitat de astea. Încep să văd aceste elemente pulsatorii, cum și când și de unde sunt monitorizate și să folosesc un termen mai butonizate. Nu vreau să strivesc limba română, dar cred că termenul a butoniza, mai sunt unii cu butonia de asta electorală acum și de ce mi-am uitat în minte. E bine, personal cred că e bine așa. Dacă există resursa funcțională, resursa de administrare a crizelor controlate, înseamnă că putem să evităm o criză majoră care se excede controlului puterilor. Vă întreb un pic. NATO, încă o dată, și vă rog din suflet să rețineți această paradigmă care o introduc în discursul public. Și subliniez, NATO este la ora actuală, ca și potențialul Federației Ruse care și l-a ridicat, argument. Nimeni nu vrea să-l transforme în instrument. Pentru a face bani ai nevoie de pace. Banii urlă după pace. Nu se pot face bani într-o lume care se prăbușește. Numai că banii se înmulțesc numai în situații de tensiune până să ajungi la distrucție. Acest joc l-am înțeles foarte... L-am înțeles după ce n-am mai fost în funcția de șef al statului major general, după ce am fost
direct, forțat, și am refuzat să produc achiziții nerentabile, urâte pentru națiunea română. Așa am scris pe un raport, România nu este dispusă să cumpere doage. Mă refer la... De data asta intervin pentru a clarifica pe telespectatori că avem în paralel imagini difuzate de Pentagon în ultimele 48 de ore. Este vorba de imagini cu infanteriști americani care se află la trageri în poligon. Sunt imagini impresionante, demne de văzut și de terți. Domnule Genov, vreau să vă întreb, ați fost atașat militar într-o țară arabă și ați pomenit de primăvară arabă, ați pomenit dumneavoastră de statul islamic și iată că astăzi presa britanică, văd că ei sunt cei mai informați, a anunțat că al-Baghdadi a dispus uciderea unui colaborator apropiat, a soției lui, a copiilor lui, iar el însuși se ascunde în subteranele orașului Mosul, are pe el o vestă de sinucigaș și are o adevărată paranoie, nu mai are încredere în colaboratori. De unde Baghdadi era mare și tare, acum statul islamic se prăbușește văzând cu ochii. Da, ei sunt, așa e natura lor umană. Oamenii ăștia sunt ori totul, ori nimic. Este psihologia marelui călăreț în pustiul Arabiei. El, dacă n-ajunge să treacă deșertul, își omoară și calul, și companionul și se îngroapă în deșert. Asta este o chestiune care vine din adâncurile. Este, dacă vreți, o amprentă genetică din matricea timpului ancestral. Și îi înțeleg. Îi înțeleg până la limita acceptării modurilor de viață. Dar resping categorii din perspectiva culturii și civilizației vieții. Noi suntem oameni ai vieții, oameni ai luminii. Când am făcut această afirmație în cadrul Congresului de Civilizație Tracodacogetică pe tema uniteismul oamenii luminii a iubirii și a îndumnezeirii, am spus monoteiști sunt și ei. Dar monoteismul lor a răsturnat valoarea. Ei cred într-unul, dar în sens invers. Intră pe valoarea supremă a morțului, a morții prin martirat. Ori eu n-am nevoie de martiraj, dar nu este jertfa prielnică sau jertfa folositoare. Jertfirea cu folos în sensul binelui și bunătății. Nu a răzbunării până la a cincea generație după legea Kamsa. La există legea Kamsa. O crimă nu se închide decât la a cincea generație de după cel care a făcut-o, indiferent dacă a fost pedepsit în sistemul juridic statal sau nu. Asta este ce legea tribală. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Moment, aceste imagini le-am dat și pentru că vedem militari americani cu armament modern. Dumneavoastră ați fost primit cu onorurile cuvenite unui șef de stat la Pentagon. Și vă întreb direct, nu este cazul ca după ce se instalează noua administrație americană, șeful statului major general actual, general Nicolae Ciucă, să meargă la Pentagon și să fie primit corespunzător? Dacă este chemat. Ori ești chemat atunci când ai cele două lucruri importante. Ori un interes major în cele patru nivele de interes americane. Interesul major este cel funcțional operativ. Interesul național, interesul vital și acum, în confruntarea nucleară, este interesul de supraviețuire. Astea sunt, este grila de împărțire sau de declinare a intereselor, de definire a intereselor în doctrina americană. Dacă ai un interes major, ești chemat. Dacă nu, nici nu se uită la tine. Te mai cheamă dintr-o altă perspectivă. Dacă reprezinți o notorietate folositoare imaginilor, astfel încât tu să devii argument în zonă. Domnul Jean, v-am întrebat, v-am întrebat, pentru că domnul Jean Nicolae Ciuc a făcut un gest frumos și merită o bilă albă, v-a invitat pe dumneavoastră, pe domnul Jean Degeratu, pe domnul Jean Bădălan, la un exercițiu comparabil ca dinamică cu ce vedem acum pe ecran. În discuțiile informale ați abordat și această posibilă vizită la Pentagon, pentru că dumneavoastră ați fost acolo. I-am sugerat să facă demersuri necesare prin diplomația românească, este o chestiune de diplomație la nivel înalt. Deci Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Externe, actualul ministru
care a fost ambasador la Mons, la NATO, îl știu bine. Vă referiți la actualul ministru al apărării, Mihnea Motoc? Nu, la actualul ministru de externe. Am înțeles. Domnul Mihnea Motoc a fost în altă parte. A fost la Haga. În momentul în care personalitatea respectivă are nu trecere, are conotație ca atare și are valoare de utilitate, însemnând prin aceasta soluții concrete pentru strategia imediată, Joffre spunea, marea strategie era strategia pe termen lung a viziunii politice, Joffre fiind unul dintre marii teoreticieni ai doctrinei franceze. Ori el spunea așa, marea strategie nu poate fi făcută de oameni cu gândire mică, chiar dacă ai 1,90 m. Marea strategie vine din viziunea pe termen lung, care produce iarăși două lucruri. Eliminarea propriilor vulnerabilități și evitarea contradicțiilor conflictuale. Ori ca să eviți contradicțiile conflictuale și mai mult decât atât, să nu fii provocator al contradicțiilor, este o chestiune de viziune politică. În concret, și e bine ca telespectatorii noștri să ducă mai departe treaba aceasta, partea instrumentală a armatei este numai un instrument, am folosit un instrument, repet, este doar un instrument la îndemâna imediată. Credibilitatea unui stat vine din puterea armată a unei națiuni. Cea mai mare resursă a unei puteri armate a unei națiuni este voința națiunii de a fi liberă. Voința națiunii de a lupta, combinată cu destinul liderilor de a fi suveran. Atunci când n-ai suveranitate, când poporul este vlăguit și nu mai are voința de a lupta, este cea mai mare agresiune asupra propriei stări de securitate. Vulnerabilitatea vine din interior. Cum să-i ceri unui om să mai dea până la 2% când el însuși nu crede în ceea ce se întâmplă în jurul lui? Dar dumneavoastră de ce credeți în România? Pentru că eu m-am născut așa și cred că este momentul să vi-l arăt. Mareșalul Prezan. Arătați și către cameră, vă rog frumos. Da? Acum 100 de ani, Mareșalul Prezan era unul dintre mari artizani ai României Mari. Vă rog să vă uitați la subtitlu. Dacă puteți să focalizați mai mult, se vadă subtitlul. Ați văzut-o, da? Profesia de a fi român. A fi român, cum spunea un alt coleg la 6 TV, cred că e vorba de domnul Miron Manega, când le citează pe Eminescu, a fi român trebuie să și poți. Ori această voință de a te identifica cu imaginea de sine a descendenței tale și a te reproduce tu în ideile către miile și milioanele pe care îi consideri de un neam, de un sânge cu tine, este forma supremă a formării conștiinței unei națiuni. Mai aveți o carte pe masă? Această carte este o minune. Mi-aș dori să celebrăm și acest centenar. Arătați telespectatorilor. 4 august 1919. Este o lucrare apărută sub coordonarea colonelului în rezervă dr. Tutula de la Cluj. A lucrat în cadrul armatei a 4-a Transilvania. Vă rog să o preluați ca atare, pentru că oamenii aceștia, prin ce au făcut, dau garanția, prin modelul lor de viață, dau garanția demnității noastre în această structură de alianță. Pentru că nu poți să fii doar un număr pe o listă statistică în cadrul alianței. Trebuie să fii o ființă vie. Ori armata este ființă vie din inima națiunii române. Ea nu este o instituție. Instituția este Ministerul Apărării Naționale. Armata este suma sufletelor
componentelor de voință și de acțiune a unei națiuni care își creează brațul armat și își pune în operă voința de a fi ea însăși. De aceea sunt trist când văd că unii fac negoți și speculă cu bugetul armatei. Nu este bugetul armatei, este bugetul națiunii pentru construcția propriei sale protecții. Ideea păguboasă a reducerii armatei la un pumn de oameni. Vezi, Doamne, că trebuia să fim compatibili cu funcționarea interoperabilă a structurii NATO. Prost înțeles. Nu cred că la ora actuală e compatibilă în totalitate, nici nu pun problema, armata Ungariei, Bulgariei, Poloniei, Letoniei. Sunt vai și amari și ei săraci. De aceea... Și, toți la un loc nou efectivul actual al Armatei Naționale Române. Păi, exact, e ce vă spun. Din punctul ăsta de vedere, de aia am spus că NATO este argument și nu instrument. Lăsați-mă că am o surpriză pentru dumneavoastră. Arătați acum imaginea pe ecran. Acesta este alfabetul NATO, dar dumneavoastră ați avut un alfabet aparte la discursul dumneavoastră recent de la Academia Română, care a avut ecou în societatea românească. Ce le-a spus celor prezenți la Academia Română de au fost entuziasmați de alocuțiunea dumneavoastră? Oh, e mult de spus, dar am să scot în evidență numai una dintre observațiile făcute distinsului academician, nu observație în contradictoriu, ci una corectivă, pentru că și la rândul său a preluat de undeva, spunând că una dintre marile vulnerabilități la ora actuală ale societăților sunt eșecul guvernărilor naționale. Și în intervenție am spus foarte clar că alternativa la acest eșec, întrucât guvernările naționale sunt impotente, sunt proaste de-a binelea, n-ar fi decât guvernarea suprastatală, vezi, Doamne, trebuie să ne conducă cineva de la Bruxelles, sau, hai să terminăm cu naționale, să facem guvernările regionale. Și una și alta este o capcană foarte periculoasă, pentru că eșecul guvernărilor de până acum, recte România, se datorează în principal guvernărilor nenaționale. Că dacă ei gândeau și intrau în interiorul așteptărilor și suferinței națiunii, făceau pentru țara asta, nu pentru plata băncilor și multinaționalilor, producând vacumarea, golirea, vlăguirea națiunii române în interesul altora, doar pentru, de ce? Aș schimba cartea de vizită, să spun acolo, ministru. Cum s-au întâmplat cu mulți tehnocrați. Și o schimbă din senior economic officer, așa, pe la niște companii acestea, învață două, trei cuvinte abreviate și se dă mare deștept și din toată vine să conducă mega sistemul pe care îl face praf. Nu neg buna lor credință, dar lângă credință trebuie să ai și știință. Iar știința cu credința trebuie îmbrăcate în caractere. Și caracterul este cel care dă sensul sacrificiului de sine pentru națiunea ta. Noi n-am avut guvernări naționale, am avut guvernări pro domo pentru sine. De aceea am intervenit într-un cerc mai larg de idei care a captat, eu le-am mulțumit, n-am făcut-o să-i patez, eu chiar cred în treaba aceasta și voi crede până la sfârșitul vieții mele. Revenind asupra problematicii de acum 100 de ani, mi-aș dori ca generalul Traian Moșoiu, cel care a cucerit la 4 august, noaptea de 3 pe 4 august 1919, Budapesta, nu a cucerit-o ca un invadator, ci ca un eliberator de sub bolșevismul lui Bela Kun, iar la procesul comunismului, știți că primul proces al comunismului a fost la Budapesta. Așa este. Primul proces al comunismului a fost la Budapesta în anul 1919, unde a depus mărturie inclusiv Krucikovski, comandantul diviziei Secuiești, care avea să spună în timpul procesului că dacă ar fi primit ordin, el cu cei 11.000 de secui din divizia secuiască, 360 de mitraliere, etc., etc., făcea calcul acolo, ar fi ucis
în sânge, atenție, în timpul procesului, toată adunarea de la Alba Iulia. Iată că un român, la ordinul mareșalului Prezan, prin cablograma și ordine de luptă transmise de locotenentul cu el, Ion Antonescu, atunci șeful secției operației a Marii Cartier General, ocupă prin surprindere Târgu Mureșul, Reghinul, taie linie de comunicație acestuia și printr-un har astral reușim să facem mare adunare și să se exprime voința unei națiuni. Națiunea noastră a avut călușul în gură și îi invoc astăzi aici în fața dumneavoastră când ne apropiem de 1 decembrie ceea ce spunea Simeon Bărnuțu la Blaj: țineți de popor, să nu rătăciți calea. Nu rătăcim calea și avem o fotografie senzațională, stimați telespectatori. Generalul Mircea Chelaru în Statele Unite ale Americii era șeful statului major general și iată-l pe un blindat care tocmai trecuse prin apă. Iată dovada că generalul Chelaru a fost adeptul unui parteneriat militar puternic cu Statele Unite ale Americii. Da, așa este. Am intrat în ultimele minute, le rezervăm concluziilor dumneavoastră. Cât mai avem? 5 minute. Da, se poate vorbi în 5 minute cât un nenecesar într-un secol, dar rețineți, am crezut și voi crede în continuare că România trebuie să aparțină valorilor de libertate, nu absolută, de libertate conștientă, înțelegând prin libertatea conștientă că poți fi atât de liber cât nu produci încălcarea drepturilor de libertate a celui de lângă tine. Pitagora a spus acest lucru. Priviți Republica Furnicilor și Regalitatea Albinelor. Nici o furnică nu intră în alviola celelalte. Ea își face următoarea alviolă, nederanjând pe niciuna din ele, și așa se explică de ce se întind atât de mult. A nu deranja nu înseamnă a fi supus neghiob. Deci libertate în demnitate sau demnitate în libertate nu are sens unic sau sens invers. Sunt în simbioză, într-un sincretism superb. Am crezut, cred în continuare, nevoia de a aparține acestor pachete de valori a manifestării individului în maximul și în plenitudinea potențelor sale de inteligență și voință de a fi. Din păcate, introducerea secvențială în acest parcurs al nostru a unor idei parazite, a neîncrederii în structura de alianță NATO. Ele sunt și ele, sunt și acolo oameni, sunt sincope, sunt armonizări. Spunea Friedman acum, e greu să mergi într-un consens de 27-28 de oameni. De aceea America își preia responsabilitățile directe și se duce acolo unde NATO nu poate să ajungă. Iată de ce America este vectorul purtător și el intră într-un dialog permanent cu Federația Rusă. Hai să spunem Putin, că el reprezintă il capo de tutti capi. Ei bine, și ce face? Arată că există potențial nu de acțiune, ci de reacție. Adică răspunsul, indiferent în ce mod va fi, gradual, direct sau direct, el există. Vin și spun, puterea unei națiuni vine din voința de a se autoproteja. 2. Nu poți să fii lider puternic și să ai argumente cu o națiune anemică și cu o armată improvizată. Nu mă pot duce să mă lupt într-un duel cu cel care vine cu o spadă din sabie, din oțel de Toledo, și o să mă duc cu creanga de bambus. Trebuie să am o spadă cel puțin din oțel de Damasc sau Zollingen. De aceea trebuie să pun în mâna voinței luptătoare, care este armata națiunii, să pun instrumentul compatibil. De aceea ne trebuie dotare. Și nu dotare cu licitații măsluite și nu dotare umilitoare cu achiziții de 3 ori mai scumpă la mâna a treia. Propria resursă este, într-adevăr, sursa puterii proprii.
Ne trebuie din nou pregătirea populației, pregătirea națiunii pentru autoapărare. Verzișorii care ați văzut dumneavoastră se duc instilați și apar simultan. Sibiu, Târgu Mureș, Piatra Neamț, Craiova. Cum se dispersesc forțele și ce manevră să faci cu 50.000 de oameni când ele sunt angajate în operațiunile principale? Cine apără copilul, bătrânul, casa, apa? Cine mai apără? Nimeni. Jandarmeria? Puțină. Forțele de intervenție, ISU, doar să dea respirații gură la gură. Iată de ce trebuie gândit la ora actuală și este momentul paradigmatic a regândirii strategiei apărării națiunii române. Nu apărare națională. A apărării națiunii române prin ea însăși, producând Corpul Național al Voluntarilor sau Garda Națională, producând imediat sistemul de pregătire alternativ al fiecărui individ. Și am propus ca pe parcursul a 10 ani să se facă pregătirea de un an. Că vrea să-l facă continuu, că vrea să-l facă câte 2-3 luni, dar să-l pregătesc pe acest om să se apere de la autoprotecția împotriva atacurilor chimice, a atacurilor bacteriologice, a atacurilor criminale, până la intervenția apărării obiectivelor familiale. Terorismul este instantaneu, individual, spontan. Este terorismul planificat, trimis cu țintă. Este însăși migrația necontrolată care produce teroare numai prin așezare. Este propria vulnerabilitate interioară a apariției populațiilor răzvrătite. Iată de ce e nevoie să gândim altfel și în alți parametri pregătirea apărării pentru supraviețuire a națiunii române. Apropo, pe final, un mesaj către conaționalii care au urmărit această emisiune, un mesaj ca om care țineți la armată, țineți la instituțiile fundamentale și la demnitatea națiunii noastre. Toate le-a spus dumneavoastră. Sunt român, unionist, european, pro-american, dar nu împotriva altora. Asigurarea stării de pace a națiunii este forma supremă a oricărei guvernări. Nu există nici durabilitate, nici fericire, nici dezvoltare în stare de război. Cine nu știe să prezerve starea de pace prin protecția diplomatică, prin argumentul politic, prin instrumentul și argumentul militar, prin pregătirea întregului sistem statal ca să deservească națiunea în parametrii aceștia, nu are ce căuta să conducă o națiune. Să-și conducă afacerile de familie, să facă management economic, nu leadership național. Deci, din punctul de vedere, e un mesaj către cei care se bat la ora actuală pe portofolii în viitoarele alegeri care să preia conducerea statului român, nu a românilor, că ei conduc instituțiile statului. Românii sunt supuși, se supun instituțiilor pentru că este legea naturală a supunerii față de autoritate. Astea sunt explicabile ușor. De aceea trebuie să gândească de acum pe cine pun să ne conducă, nu să ne managerieze. Noi nu suntem angajați pe tarlaua funciară a niciunei corporații, dar nu trebuie să fim. Și să ne recuperăm demnitatea prin suveranitatea asupra decizii politice, prin întărirea monedei naționale și rugăm pe domnul Isărescu să aducă poansunul acasă și să scoatem aurul pentru români, prin reetatizarea resurselor vitale de securitate, de la resursele energetice, terminând cu cele ale metalului și cărbunelor, că așa a început Uniunea Europeană, și știm de ce, și prin promovarea excelenței inteligenței românilor. Noi avem atâtea oportunități de a introduce valoarea supremă, a fi primul, pe zeci de nișe. Numai că se merge la angro. Încă n-am ieșit din mentalul colectivist. Ăștia sunt ei, noi suntem fiecare. Îi tratăm ca la colectiv. Lege unică, le dăm aceeași salarizare, le dăm pentru mame eroine aceeași beneficiu de bani mulți, neînțelegând că tocmai aici se subminează
gena națiunii române. Sigur că telespectatorii, inclusiv moderatorul, ar avea bucuria să vă asculte în continuare. Timpul s-a scurs în clepsidra emisiunii Ziua Z. Voi avea bucuria să vă invit din nou la 6 TV în luna decembrie, la final de an, să ne spuneți cum vedeți anul care vine. Noi plecăm acum la Alba Iulia, unde are loc congresul, al 20-lea congres al spiritualității românești. În calitatea mea de președinte executiv al acestui congres din Liga Culturală Română, aducem peste 120 de români din toată lumea, români de afară, formatori de spirit, cultură și civilizație românească, apărători ai românismului în vetrișoarele lor din toată lumea. Din Auckland și terminând până din Vancouver, iată că vin românii chemați de noi pentru a face un fel de corolar pregătitor pentru 100 de ani de România rotundă. A fi român este o profesie, este o credință, pentru că românitatea nu este apartenența la o etnie, ci la un principiu cosmic spiritual. Și ne ducem acolo, Alba Iulia, în capitala unirilor noastre, și de acolo dăm semn către țară. Și eu trebuie să dau semnalul de încheiere a acestei emisiuni, mulțumindu-vă pentru ceea ce a constituit o modalitate de confesiune aparte în fața unor telespectatori dorni să vadă personalități de targa dumneavoastră. Eu le spun la revedere, la mulți ani, și să nu uitați, parada, indiferent cum este, reprezintă voința de a fi suveran. De-aia spune, faci paradă de... Noi facem paradă de suveranitate și demnitate națională. Vă mulțumesc frumos, domnule general Mircea Chelaru, vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, stimați telespectatori ai postului 6 TV, și vă doresc în continuare o seară plăcută. Am onoare să vă spun.